Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care modifică legea privind sistemul unitar de pensii publice și introducerea grupei întâi de muncă. Astfel, cei care au lucrat în condiții grele, minerit, siderurgie, combinate chimice și alte domenii, se încadrează în grupa întâi de muncă. Aceștia vor câștiga la pensie ani vechime și se vor pensiona mai repede. Când se vor aplica aceste măsuri, nu se știe cu exactitate. Directorul Casei de Pensii Giurgiu spune că mulți giurgiuveni care au lucrat în grupa întâi se pot pensiona, însă nu pot beneficia de reducerea anilor de muncă în acest moment. În momentul de față, oamenii se pot pensiona, însă nu vor primi reducerea de vârstă pentru grupa 1 de muncă, ci primesc reducerea de vârstă doar pentru grupa a doua de muncă. Și grupa 1 este asimilată cu grupa 2 pentru reducerea de vârstă. De reținut este că în acest moment nu se discută despre o creștere a pensiilor, ci doar de posibilitatea pensionării pentru cei care au fost încadrați în grupa întâi de muncă. Legea prevede că cei care au fost încadrați în categoria întâi se pot pensiona până la 31 decembrie 2016. Astfel, potrivit prevederilor privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei și de 65 de ani pentru bărbați. Atingerea acestor vârste se va realiza printr-o creștere graduală conform eșalonării prevăzute de lege.